Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Alături de mine în această seară, în studio, sunt domnii Ștefan Muscă, Valentin Popa, Bogdan Costache și Claudiu Petrescu. Vorbeam despre faptul că prețurile pe care le primesc oamenii aceștia pe animalele pe care le cresc sunt foarte mici, extrem de mici. Și iată că un alt aspect negativ e faptul că nu primesc acești bani puțini nici măcar în momentul în care ar trebui să-i primească. Ei au contracte în regulă cu anumiți procesatori, dar procesatorii respectivi, din vari motive, amână aceste plăți, ajung să primească banii odată la 4 luni și de aici întreg fluxul este dat peste cap, sunt nevoiți să-și vândă animalele, să le abatorizeze. Dacă ar fi cazuri răzlețe, ar mai fi cum ar mai fi, dar din păcate foarte mulți crescători de animale ajung în această situație, în mod deosebit cei mici care sunt necapitalizați și sunt de fiecare dată la mâna fie a samsarilor, fie la mâna acestor procesatori. N-au, cu alte cuvinte, prea multe variante și trebuie să accepte condițiile pe care le impun respectivii procesatori. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre asociere și despre faptul că dacă ar reuși crescătorii noștri să își proceseze laptele pe care îl produc, atunci lucrurile ar fi ceva mai simple, da? Din păcate, nici lucrul ăsta nu-i posibil și cred că nu se va realiza prea curând, iar eu, ca o părere personală, cu riscul că se vor supăra cei prezenți aici în studio și poate și unii dintre dumneavoastră care ne urmăriți de acasă, din fața televizorilor, eu cred că nici nu vă veți asocia prea curând. Așa, nu știu, așa am lăsat mie impresia, nu că n-ați fi de acord aici. Când ne întâlnim aici, cu toți sunteți de acord, dar numai că suntem, în momentul în care plecați, fiecare e pe drumul lui. Suntem departe și unul de altul și probabil că de asta... Nu are legătură. Doamne, distanța, ADN-ul, tata, trebuie schimbat ADN-ul să putem să nu mai revenim. Altfel nu ne mai scapă nici papa de la Roma. Avem ADN-ul stricat în noi. Noi nu suntem oameni de muneară. Chiar vă dau dreptate că așa este. Haideți să luăm să vedem câte asocieri sau câte asociații s-au făcut și cât au rezistat. Da? S-a găsit unul să fure mai mult. Eu, de exemplu, am două cooperative înființate în acest an. Una, nu, deci anul trecut, una și anul ăsta. Una pe lapte, pe pătrotenie și una pe vegetal. Am încercat în răsputeri, m-am susținut, de-abia sunt la limit acum să văd dacă pot să mai țin să mai funcționeze. Pentru că, oamenii s-au dezamăgit de ce? Și ca Ștefan Muscă nu sunt mulți care să bată, da? Că sunt și deci oamenii care, spun așa, păi dacă dumneavoastră Ștefan Muscă ai vândut vacilii pe mine, de ce mai mă opri să ne mai țin? Deci eu iau și eu exemplu dumitare, că dumneavoastră ești președintele nostru. Iar eu, ce să spun? Datorită politicului tata care nu dă nici doi bani pe noi. Nu suntem căutați decât în momentul când vine să ne ceară votul. În rest s-a terminat în momentul ăla când a plecat de la tine de la poartă, doar, la revedere. Doar vă întreb. Nu există posibilitatea ca în asociația dumneavoastră, că oricum 3.000 ceva de litri sunt. Este o cantitate, da? Bună pentru... Puteți să faceți la fermă la dumneata sau, nu știu, un teren, o cumpărați o casă la marginea satului, la toți fermierii, că propun că nu sunteți doi fermieri în altă asociație, da? Puneau fiecare și încercau să facă o mică fabrică de produse lactate. Făceai ceva mai diferit. Păi de unde bani dacă banii dumneata nu iei? Iar dumneata banii aia când iei... În loc să vinzi alea 50 de vaci... Domnule, după aia 4 luni de zile, dumneata nu-ți plătești decât penalizările, penalitățile pe care le ai pe la bănci. În loc să vinzi 50 de vaci la Botoșani, vindeai 20 și puneai banii aia. Nu vindeai, domnule, nimic. În momentul când nu primești banul la timp... Eu m-am vândut 150 de vaci și ce înseamnă să... Eu de-aia le-am vândut, că am vândut 30 de bani. Deci membrii mei cooperatori, asta e singura sursa lor de venit. Omul ăla nu-i dai banii, n-are nici bani să-și bage pe cartela telefonică, n-are bani să-și plătească pâinea, n-are bani să-și plătească angajatul, n-are bani, știți că le-am dat bani, că le tăia curentul și mai aveau să răcească laptele, că tangul de răcerii rămânea până curent? Păi ce problemă? Adică tu ca stat, care eu te trimit pe tine în Parlament, să faci legi pentru mine, că eu de-aia te-am trimit pentru tine? Hai să ne gândim că nu avem stat, suntem niște oameni care trăim pe un câmp. Nu avem un stat. Păi dacă n-aveam stat, nu mă obliga și mă duceam și îmi vindeam produsele unde găseam. Să facem noi ceva. Și noi, nu mai mă obligai. Nu statul. Dom'le, păi dacă nu mai exista stat, făceam eu ce vreau cu produsul meu. Nu m-ați înțeles. Nu. Eu am spus că au o soluție, da? De evitarea vânzărilor
Domnul Petrescu, da. Vreți să vă spun că sunt plătitor de TVA la încasare și mi-a banii la facturare? Mă duc cu banii de acasă și dau fără să primesc banii. Despre ce vorbim în țara românească, domne? Deci ANAF-ul se duce și îmi blochează fondul, mi-a banii. Și eu sunt plătitor, vă aduc documente data viitoare să vedeți. Cooperativa Fermierii Patrioți în România este plătitor de taxe de TVA la încasare. Și el îmi ia banii la facturare. Eu banii pe care îi suportă în familia mea, pentru că nu pot să mă duc la amărâtul ăla după ce nu i-am dat banii pe lapte, să mai spun, bă, dați banii că trebuie să dăm TVA-ul la stat. Despre ce vorbim în țara românească, da. Domne? Aici un banditist curat își bat joc de noi. Deci să încercăm asta vreau să vă spun, să încercăm să-i... Să-i sărim noi pe ei, nu cum ne calcă. Păi ce să sar, domnule Oscar, nu te mai treabă? Pe mine mă sună de la bancă și îmi spune clar, domnule Oscar, vedeți că v-a pus poprire, suntem obligați să le dăm banii. Despre ce vorbim? E japcă pe față. Nici nu mă cheamă să spună, să mă întrebe, băi, tu ești de acord de asta? Sau cu tare? Mi se ia acum, păi este cel mai mare bandit acolo la ora asta, statul. Despre ce vorbim aici? Bun, haideți că domnul Laurențiu Baciu e prin telefon, a dorit să intervină. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Baciu. Vreau să-i salut pe colegii din platou. Vă salut, și totodată aș vrea să le spun un lucru care este verificat în timpul celor 30 de ani de când lucrăm în sistem privat. În final, practic, trebuie să te ajut singur. Dacă ai să aștepți ca altul să gândească pentru business-ul tău, ești pierdut din fașă. Îmi pare rău că se gândește ca în sistem privat altul să aibă grijă de tine. Nu, fiecare are grijă de el. Și dacă nu reușim, noi tot vorbim, deci numai vorbim, dar nu avem curaj. Că să ne asociem, că să avem aceeași limbă, că să discutăm în business aceeași temă. Intențiile sunt frumoase, cred că sunteți de acord. Da. Teoretic, practic. Teoria stăm bine aici. Da, dar cu teoria stăm foarte bine. Când e să pui în practică, vedeți că plecăm la luptă 100 și când te uiți în spate nu mai e nimeni. Cred că asta, domnul Baciu, cred că asta de fapt e cea mai mare problemă în momentul ăsta pentru fermierul român. Și da, pentru cineva poporul, vorbea de o cenă acolo. Cred că asta e cena românului, da. Vrem ca cineva să aibă grijă de business-ul nostru. Nu. Noi trebuie să avem grijă de business-ul nostru. Noi trebuie să ne organizăm. Noi trebuie să punem problemele acolo unde trebuie. Ceea ce înseamnă business-ul în agricultură, cred că noi ar trebui să-l hotărâm. Noi așteptăm că ăla îmi dă. Ce înseamnă ăla îmi dă? Întotdeauna mi-am pus întrebarea asta. Ăla îmi dă. Au venit și la mine la fermă. Și eu îmi dau atâta. Tu să vinzi marfa? Da, cu prețul ăla. Aici eu vând. Eu sunt proprietarul. Deci, eu fixez prețul. Dacă nu vom gândi așa, ajungem ca să așteptăm ca altul, altcineva, nu știu cine, să se gândească la business-ul nostru, la veniturile noastre. Niciodată. Niciodată. Nici statul, nici procesatorul, nici cine vreți dumneavoastră. Dacă noi nu facem front comun, să stabilim niște condiții ferme, pentru că până la urmă, ăla, procesatorul sau cine vreți dumneavoastră, trebuie să se Domnul Baciu, eu vreau să vă întreb altceva. Dați-mi dumneavoastră un exemplu sau mai multe exemple, dacă puteți, când au fost fermierii români uniți și și-au impus punctul de vedere în fața autorităților. Spuneți un moment anume, o acțiune anume. Au fost și momente. Nu când, domne? Pentru că ar trebui să dau un altceva. Nu, dar când? Deci nu vreau lucrul ăsta acum. Au fost când s-au impus. S-au obținut lucruri foarte bune pentru fermieri, dar din păcate, acei fermieri niciodată nu au fost solidari pe o idee. Fiecare s-a văzut micul interes, micul interes, nu marele interes. Pentru micul interes au pierdut. Pentru că nu s-a dus la mare interes. Bun, și avem motive să credem că își vor schimba mentalitatea? Ne face ceva să credem lucrul ăsta? Noi trebuie să gândim toți că trebuie să luptăm pentru noi. Și nu alții trebuie să ne decidă nouă soarta. Nu alții. Nu putem spune acum, ăla nu-mi dă. Nu-i dau.
Eu am aruncat foarte mult marfă pentru că n-am vrut să o dau degeaba. Deci, acolo trebuie să facem front comun. Și când vindem carnea de vită, de porc, de orice de ofia, de când vindem laptele, când vindem cerealele. Nu, domnule, asta este prețul. Eu îmi fixez, este marfa mea. Nu tu vii să-mi fixez mie prețul. Și cheltuielile și costurile, eu le știu, nu tu. Tu cum te facă? Îți poți să mie prețul ăla. Nu vine nici mă aburez pe mine că nu știu care piață influențează. Nu! Trebuie să vedeți că se întâmplă lucrul ăsta. Dar dacă noi stăm tot și așteptăm să dea cineva, cineva să vină, cineva să decide. Ce să decide pe business-ul tău? Pe cine îți doare pentru business-ul tău? Pe nimeni. Pe absolut nimeni. Și știți de ce? Se speculează nesolidaritatea fermierilor. Fiecare își vede pătățica lui. La general nu gândește niciodată. Și că eu m-am descurcat. Nu știu dacă îți descurcă prea bine. Dar ăsta este principiul la noi. Eu am făcut. Eu m-am descurcat. Nu! Că ne tot uităm peste gard. Vedem ce fac francezii. Vedem ce fac alte state. Da! Ăla are sânge în până. Și zice, la noi nu, că știu că eu sunt prieten cu prieten pe dracu. Nu-i prieten cu nimic, că nimeni nu se gândește la business-ul lui. L-a chemat odată la bere, la prietenul sau la prietenul și chiar crede că îi rezolvă problema. Domnul Baciu, da. Popa Valentin vă deranjează. Da, francezii au alt ADN. Noi suntem români, aia sunt francezi. Și francezii, noi îi aducem în România, noi le dăm cu mâna noastră terenurile și la urmă își bat joc de noi. Își fac asociații, ei iau toate terenurile în zonă și noi suntem sclavi. Sau ne trimitem copiii afară, sclav la ei. Și da, faptul că suntem foarte slabi. Noi suntem foarte slabi. Exact ce spuneați, dacă suntem în formă asociativă, mergem 5 la luptă și spunem cine X? X e președinte. Bun, după ce plecăm de acolo, bă, dar stai, de ce e ăla lider? Și n-aș fi eu. Bă, ăla vrea să ne fraierească. Hai să ne punem noi unul dintre noi. Și cam așa e la noi în România. Și uite așa să duce și să distruge tot. Da, domnul Muscă, ia spuneți. Vă salut, domnul președinte. Vă salut. Domnul președinte, eu îmi place să vorbesc mai pășleau așa și adevărul, că nu mi-e teamă de nimeni. Au avut ei grijă să ne distrugă liderii? În statul ăsta polițienesc nu se va face nimic niciodată, vă spun eu, pentru că ei au grijă să ne distrugă liderii. Deci în România, la această oră, nu avem lideri, nici politici, nici lideri de fermieri. Pentru că au avut ei grijă să ne bage pumnul în gură și noi să tacem. De cât timp nu s-a mai avut o ședință? Și de cât timp nu s-a mai... De când v-a îndepărtat pe dumneavoastră. Și noi am rămas ai nimănui, suntem nici colo, nici colo, suntem vai de viața noastră. Datorită faptului că ei nu și-au dorit, au politica băgarea pumnului în gură. Și de asta ne-a distrus și de aia suntem acum sclavi. Și vine străinul și-mi dă 45 de bani pe kilogramul de porumb, și vine străinul și-mi dă 4 lei pe kilogramul de vacă, și vine străinul și-mi dă tot. Și îmi bagă dublu standard, iau tractoare și la 50 de ore să duce dracu motorul. Asta e țara românească. Nu vrea nimeni să facă nimic pentru noi. De noi are nevoie numai în momentul când îi dăm votul. După aia, la revedere. Suntem sclavi și vom deveni sclavi. Cine a avut posibilitatea, fermieri mari, și s-au capitalizat cinste lor, noi ăștia, alții, nu o să mai avem posibilitatea de capitalizare. Da. Haideți să lămurim o chestie, domnul Muscă. Da. Pe mine nu m-a eliminat nimeni. Mai e timp până când o să mă elimine. Că deodată nu m-a eliminat nimeni. Partea proastă este alta. Că în rândul așa zișilor conducători de organizații, de nu știu ce, unii optează numai pentru interesul personal și puțin sunt de genul celor care spunea dumneavoastră că a fost eliminat. Nu am fost eliminat, n-au reușit încă să mă elimine, pentru că eu am un singur crez. Ăla de a mă apăra, Breasla. Indiferent de ce se descurc în jurul meu. Chiar că n-are nicio legătură. Cu buna mea credință și cu ceea ce gândesc eu despre Breasla asta și ceea ce vreau eu să se întâmple în țară, în Breasla asta a agricultorilor.
Haideți să revenim la lucrurile normale și să ne vedem interesul. Deci interesul de grup. Interesul, când spun interesul de grup, adică acela al agricultorilor, pentru a prospera și a nu mai fi sclavii despre care vorbiți dumneavoastră. Da, la momentul în care nu avem nimic în vână, da, devenim sclavi. La momentul în care știm să punem piciorul în prag, și am demonstrat, eu cel puțin personal am demonstrat-o de atâtea ori că am reușit. Se poate. Se poate. Se poate să fim acolo unde, de fapt, nu este locul. La momentul în care ne luăm după zvonuri, ne luăm după toți cei interesați, nu judecăm, nu gândim, nu suntem curioși de a vedea realitatea, ajungem în situația în care spuneți dumneavoastră, domnule Muscă. Adică să ne manevreze toți, să facă tot ce vor cu noi, da? Și, într-adevăr, în final să fim sclavilor. Dar nu ei sunt de vină, de vină suntem noi. De Bun. Vină suntem noi. Am înțeles. Cred că suntem ceva gen Sfântul Petru. Nici dacă ta cu coșul de 3 ori și ne-am lăpădat de oamenii care trebuia să nu ne lăpădăm. Asta e situația. Degeaba mai sângem vână dacă ai burta goală. Bine. Mulțumesc pentru telefon, domnul Laurențiu. Eu vă mulțumesc. Vă seară bună. Seară bună și noastră. Numai bine. Astăzi, în fața Ministerului Agriculturii, a avut loc un protest din partea organizațiilor non-guvernamentale vis-a-vis de exportul animalelor vii. Știm cu toții ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, când o navă încărcată cu oi s-a scufundat, practic, în Marea Neagră, la Midia. Peste 14.000 de animale au murit la momentul ăsta, în momentul ăsta acolo. Prea puține au fost salvate și de aici organizațiile non-guvernamentale au ieșit în stradă, au simțit momentul să protesteze. Avem și noi imagini chiar astăzi realizate acolo în fața Ministerului Agriculturii. Cred că le pot vedea și telespectatorii noștri. O să-i rog pe colegii din regie să îl sune pe domnul Marius Chircă să dialogăm cu domnia sa, pentru că este reprezentant Cola Cariola, a participat la acest protest. O să vă întreb pe dumneavoastră prima dată care e punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de protestul acestor organizații non-guvernamentale. La acest protest au mers și crescătorii de ovine, pentru că, din păcate, pentru oamenii ăștia, dacă se întâmplă lucrul ăsta, să se interzică exportul animalelor către țările non-UE, pentru că protestul asta viza să nu se mai facă export către țările non-UE, iar îngropa pe crescătorii români, iar pune, practic, la pământ, și așa nu e un sector care o duce foarte bine în momentul de față, și dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla acum, cred că ar fi foarte, foarte rău pentru toată lumea. La telefon este domnul Marius Chircă. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, ați fost astăzi în fața Ministerului Agriculturii la întâlnirea... Da, am fost. Da? Da, am fost și m-am întors dezamăgit. De ce? De ce v-ați întors dezamăgit? Lume multă, oameni puțini. Cam așa și... E o vorbă celebră asta. Da. Bine, dezamăgirea din ultimele zile mi s-a accentuat astăzi. Pentru că în ultimele zile nu am trăit decât dezamăgiri legat de ceea ce s-a întâmplat pe vaporul morții. Haideți să detaliem un pic, pentru că aș vrea să le spunem celor care nu cunosc foarte multe detalii. Ce s-a mai întâmplat acolo? Dumneavoastră v-ați implicat la propriu, ați mers acolo la, la vasul care a eșuat, ați contribuit efectiv la salvarea acestor animale, reprezentați un ONG serios și lucrul ăsta cred că l-ați demonstrat în timp. Mulțumesc pentru aprecieri. Nu știu cât timp am la dispoziție. Ideea este că tocmai ce am făcut pe Facebook un rezumat al evenimentelor, acolo comunic practic cu oamenii care ne urmăresc, ne susțin și ne apreciază. Nu știu exact ce ați vrea să vă spun. Am stat, am la cald, am derulat filmul evenimentelor. Vă rog. Am încercat să fac niște conexiuni.
Am proaspăt în minte tot ce s-a întâmplat acolo. Am spus și oamenilor că sufăr de o ușoară depresie după acele zile. Nu credeam vreodată să-mi fie dat să văd pe live atâta moarte, atâta chin și atâta suferință. O să rog pe colegi să dea imaginile pe care ni le-a oferit domnul Chircă de acolo, de pe navă, pentru că dumnealui a fost, dar a și filmat. După o să revenim cu imaginile astea din fața ministerului. Bun, acum uitați, derulăm imaginile. Vreau să le spun celor de acasă că imaginile sunt cu un puternic impact emoțional. Îi avertizez pe toți cei care urmăresc emisiunea noastră de faptul că aceste imagini îi pot afecta emoțional. Vă rog. Da, sunt imagini cumplite. V-am zis, am încercat să derulez filmul evenimentelor. Ați văzut acțiunile de salvare făcute de cei trei medici veterinari prezenți pe FAS, care din punctul meu de vedere, nu știu, devotamentul lor, implicarea lor, a mișcat așa și autoritățile, în special pe cei de la ISU, care au dat dovadă că sunt supraoameni. Salvarea animalelor, o numesc salvare, astăzi sau zilele astea împlinesc 6 ani de activitate. Și timp în care, din fericire, bilanțul este favorabil animalelor. Am salvat mai mult decât am pierdut, pentru că mai și pierdem. Nu întotdeauna, nu putem salva tot. Ideea e că eu, ca salvator, știu așa, un animal salvat este cel pe care îl preiau și l-am în custodia mea, în îngrijirea mea și ofer atât cât trăiește îngrijirea necesară și respect, că trebuie să avem respect și față de aceste suflete. Ceea ce s-a întâmplat pe acel vas, sau până în momentul de față, nu se numește salvare. Se numește o muncă titanică făcută de 3 medici veterinari, de ISU Constanța, în favoarea exportatorului. Salvarea acelor animale se numea salvare în momentul în care acele animale, în momentul de față, se aflau în custodia unor ONG-uri care să le asigure asistență veterinară. Și recapitulez pe scurt de ce spun asta. Prima zi de salvare, băieții erau pe vas, eu cu avocata Cosmina Cerva eram pe mal. Aveam discuții permanent cu domnul Ludovic Orban. Nu fac politică, sunt apolitic, dar vă spun cum au decurs, pentru că în disperare de cauză am îndrăzit și am cerut ajutorul. Da? Toate dispozițiile date de domnul Orban au fost reale și au fost puse în practică. În momentul în care, deci ei salvau pe vas, noi eram pe mal. Veneau bărcile de salvare și preluam berbecuții. Cosmina Cerva, prietena mea avocată, era în incinta căpitaniei din portul Midia, împreună cu domnul Arafat, cu prefectul de Constanța, cu reprezentanții ai de SVSA Constanța, cu noul șef al SVSA, că ați văzut în acea noapte a fost demis cel vechi, care de fapt era nou și a fost numit un altul, se țineau ședințe după ședințe și încerca să argumenteze de ce trebuie să se ia măsuri rapide, să nu mai plece cel puțin niciun vas din port până nu se clarifică situația acestui vapor eșuat. Da? Eram pe mal, veneau berbecuții, am constatat la fața locului că unii dintre ei aveau doar inelul de la crotaliu, nu plăcuța, lucru care nu este corect. Am semnalat chestia asta pe Facebook, problema asta pe Facebook. Eram asistat de un medic veterinar, numit așa, un funcționar degeaba, ca așa le spun eu și mi-asum, din cadrul de SVSA Constanța, care se uita așa pur și simplu la berbecuții aruncați în iarbă. Le-am zis, măi, oameni buni, de ce sunteți aici? Sunteți medici veterinari? Trebuie să faceți un raport, să notați crotaliile berbecilor care sunt aduse. Trebuie să aveți voi, ca autoritate, trebuie să aveți o evidență a lor. Da? Ești când am expus problema pe Facebook, și-ți bine că dețin o pagină cu o audiență extrem de mare, credeți-mă că în 10 minute a venit un ordin, cu toate că de la București venise ordin semnat de Ludovic Orban, prin care se spunea clar toți berbecii să fie dați în custodie ONG-urilor. Ce înseamnă custodie? Nu trebuia să ne punem proprietate. Împreună cu cei de la DSV veneau berbecii pe mal, citeam crotaliile și semnam eu ca ONG pentru fiecare berbecuș și mi-asumam îngrijirea lui și îi puneam la dispoziția statului și la control pentru până se stabilea, nu știu, situația juridică a lor. În momentul în care am expus problema crotalilor și a faptului că ei nu fac evidența berbecucilor care s-a întors, din concediu, domnul Geronimo Brănescu, fostul șef al SVSA, până în ziua respectivă șef la DSVA Constanța, am înțeles că va fi demis când se va întoarce la serviciu, dădea ordin peste prim-ministrul României și spunea ca toți berbecuții să ajungă pe platforma Comagra. Platforma Comagra, operator naval, în Midia, cel de unde a plecat vasul morții. De ce credeți că au ajuns acolo berbecuții?
Nu, vă rog frumos, nu. Comagra, ok? De ce trebuiau toți verbecuții să ajungă la Comagra? Vă spun eu. Pentru că acolo nimeni nu a mai avut acces. Nici eu ca ONG, nici presă, nici televiziuni, nici reprezentanți ai statului, nimeni. Deci de la poartă s-a spus, aici intră doar procuror cu mandat. Singurii care aveau acces la Comagra de a doua zi pe platformă erau trei funcționari DSVSA, da, în uniforme, care chipurile gestioneau situația berbecilor și le acordau asistență veterinară. Atât de bună încât aflăm că până astăzi sunt peste 120 morți. Din cei scoși pe munca, pe truda și pe suferința celor oameni. Câți au fost salvați și câți au mai rămas? Din câte știu ar mai fi vreo 130 și nu mai avem un control asupra berbecuților. Este un secret total ceea ce se întâmplă cu ei. De soarta lor nu știm nimic. Nu mai avem acces nicăieri. V-am zis, au fost luați. Atenție! A venit un cetățean străin, mă interesează mai puțin naționalitatea, cu 2-3 români și în prezența reprezentantului DSVA Constanța, ordinul a fost clar să dispară toți berbecii de pe mal. Într-o mașină insalubră, într-o mașină camionetă, îndesau câte 5 berbeci muribunți, aruncau pur și simplu acolo și fugeau cu ei pe platformă la Comagra. În decurs de 15 minute n-a mai existat un berbecuț pe mal și era rezultatul muncii de o zi a celor trei medici veterinari și a reprezentanților ISU. Domnul Chirca, am o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Haideți să ne auzim după câteva minute de publicitate. Trebuie să luăm o scurtă pauză comercială. După o să revenim pentru că vreau să discutăm și despre protestul de astăzi. Și discutăm în și despre protestul de astăzi și despre răspunsul autorităților de la protestul de astăzi. Vă explic și asta. În regulă, în regulă. După pauză. Bun, mulțumesc. Bun, bine.